Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Doar două chestiuni. Acum fiind în campanie, se discută în fel și chip mandatele primarilor. Prea mult 20 de ani, de ani, 5 mandate, trebuie să limităm cumva, domnule, de acord. Două mandate. Domnule, unul care sunt cauză, chiar sunt de acord. Mi se pare, nu, dacă îmi dați mie voie, am și eu o propunere. Două mandate decât 5 ani. Pentru că un proiect, așa e în Franța, proiect ca să fii matur, să fie măcar 5 ani de zile, ca să poți să duci la neprimire. Da, așa. Deci două mandate, dacă, mă rog, sper să mai rămân în viața politică, rămân în viața politică, da, și dacă o dată pe pozitivitate, cred că cel mai corect este două mandate de 5 ani. Mm-hmm. Două mandate de 5 ani, cum ești la președinte de altfel. Da, 5 ani, spun din experiența mea, poți implementa, în 5 ani de zile, dacă îți dai interes, poți implementa un proiect, așa cum merg lucrurile. Deci două mandate de 5 ani sunt suficiente. Da. Așa mi se pare corect. Așa e normal, pentru că, bun, eu am 5 mandate, sunt care au și din 90, au 20 sunt mandate. Sunt și prin Parlament. De 20 mandate din la comuni. Nu știu, eu spun că astăzi, când discutăm, eu sunt cel mai vechi primar municipiu președinț de județ din țară. Da. Dar, na, sigur, una e municipiu președinț de județ, alta e o comună, așa cum am spus. Și aici cum era roșu total, și județul și roșu, adică eu, ne referim că PDSR-ul era. Este o realitate și iară dacă discutăm contribuția mea vis-a-vis de PNL-ul, am fost primul care am rupt frontul în anul 2004, am rupt frontul că am câștigat primăria municipiului Suceava din partea PNL-ului. Dacă în 2008 iar, Consiliul Județean. Iarăși ne a contribuit și activitatea primarului 2004-2008. Acum am câștigat cu 80%. Da. Vă dați seama cât am transferat eu cu acest 80% și la domnul președinte și la parlamentari în funcție că erau. Da, asta este realitatea, da? Este istorie. Bun. Dar vă spun, nu-i ceva, numai că văd că nu este curaj în acest punct de vedere. Dacă mă întrebați pe mine, cred că două mandate de 5 ani de zile ai timp să-ți arăți potența că ai făcut ceva ca primar. Bun, două chestiuni privind viitorul dumneavoastră. Bine. Prima țintă este... O să mă interpreteze ăștia. Deja. Nu, o să mă interpreteze. Băi, ăsta și l-a pus saci în căruță, dar ca să nu mai ajungă nimeni, acum el pune două mandate decât de 5 ani. Nu e așa, pentru că am și alte, sugestii am avut și reproșuri. Dom'le, de ce n-ați mai candidat să-l întrece Franz Cavalier de Loj? Și eu am spus foarte clar, pentru că eu sunt un cavalier față de cavalierul Franz de Loj, n-am nicio orgoliu, nici o ambiție. Da. Dacă luăm așa la firul ierbii, dar eu am fost 20 de ani primar și 4 ani de zile consilier local. Dar știu că în acele perioade erau perioade când nu se făceau alegeri, erau alte vremuri, cu, mă rog, perioada care a fost, tulburi cum a fost ea, adică n-a fost o democrație. Așezat, 100% cum este astăzi, la urmă zis, e o democrație, cum spun, autentică, mai normală, închegată. Dar n-am niciun fel de ambiții și, iarăși, spun, m-ați întrebat, v-am răspuns. Nu înseamnă că o spun asta dintr-un interes, nu mă ajungă nimeni la numărul mandate. Dea Dumnezeu, toți care mai sunt și urmează în funcție să facă și 10 mandate, eu aștept. 10? Da. Băi, cam mult, alea că aveau 100 de ani. Am înțeles. Dar dacă ar fi un mandat de 5 ani, aveți dreptul să participați la alegeri? Da, hai ca să înțelegem. Nu, legea niciodată nu se aplică retroactiv. Da. Deci spune de acum înainte. Da. Dacă azi s-ar da legea, dacă azi, să zicem, când mai stabilesc că primarul poate stăi două mandate, eu de azi încolo mai stau două mandate. În serie, legea nu acționează retroactiv. Deci aceste lucruri s-au văzut și de-a lungul istoriei și la noi prin România și în alte părți. Da. Și nu mai spun modelul clasic al lui Putin, care s-a botat pe viață. Bine, a fost mai trecut. A făcut chiar un pas în spate, ca să spunem așa. Un mandat a mers pe ministru, Da. Pe foarte scurt, lumea discută, lumea este interesată, da? Ținta pe termen scurt este primăria pentru Partidul Național Liberal. Da, 100%. Da? Cu 100%. Lucian Hașovski. Da. Următoarea care ar fi? Deci, așa cum am spus că nu ies din politică. Da. Eu nu vreau să spun hop până sărim canalul. Deci eu spun în felul meu, haideți să câștigăm alegerile. Da. Și o să fie toată lumea fericită. Azi, preocuparea noastră, a mea, există personală, emoții. Este să câștigăm primăria și nu fac tot ce poate depinde de mine.
Voi aduce toate mingile Lucian să marcheze cât mai multe goluri să câștigăm alegerile pe PNL. Da. Și v-ar interesa, eu știu, City managerul, funcția de City manager? Deci eu zic că... E prea de vreme, da? Nu că e prea de vreme. Cu administrația locală eu cam mi-am încheiat calculele. Da, alții spun că acolo o să vă plictisiți dacă mergeți la București. Nu e obligatoriu. Că acolo știți cum cu votul cum e. Nu e obligatoriu. Câteodată când n-ai voie, adică n-ai voie, nici nu trebuie să citești proiectele, da? De lege. Dacă ți arată din primul rând că jos... Am constatat și nu reproșez. Chiar nu știu dacă mi s-a întâmplat și mic am văzut consilierul local, dar un singur lucru l-am respectat. Mai sunt consilieri locali care nici nu citește proiectul, dar așa e de probleme. Așa e, nu citesc. Nu, dar ești proiectul? Nu, dar uite că... Dar se vede. Băi, da, o chestie. Dacă ai, citești proiectul, ai regulamentul, ai nelămuriri. Da. Mergi la direcția specializată din primărie. Corect. Încerci să te lămurești. E o problemă, e o greșeală. Vii la mine, îmi spui că astea sunt primar. Dar chestia asta că tu nici nu ai deschis proiectul și vezi, măcar un singur lucru nu mai ridica problemă. Da. Băi, da. Votez, nu votez, treaba ta e dreptul tău de opinie, dar măcar nu mai ridica problema dacă tu n-ai avut buna credință, iar mă buna credință să citești proiectul și s-a întâmplat această dată. Dar spune, dar unii scrie? Băi, dar scrie, uite, scrie proiect și în preambul, sunt prevăzute lucrurile astea. Da. Păi tu nu ai citit, dar mai știi problema. Antologică și replica dumneavoastră, un tânăr consilier local v-a cerut ca până la următoarea ședință, deci într-o lună, să-i aduceți lista cu investițiile primărie, în care s-a angajat primăria investiții și dumneavoastră i-a spus, dar investițiile au fost votate și de dumneavoastră. Da. Păi, dar adică... De ce la fel consilier local? Că n-ai votat, asta e altceva. Nu, dar au trecut consilier local. Doi, mapele îți dau în două regimuri. Îți dau online, în care îți dau documentație stufoase și în formă listată. Deci, numai dacă nu vrei, nu le vezi. Da. Dar încă o dată spun, dacă știi că, nu știu, eu mai glumesc, băi, noi suntem în timpul programului, eu, aparatul de specialitate. Consilierii, sigur, că au serviciile lor. Da. Nu poți să pretinzi să vină să iei la primărie. S-a întâmplat, Doamne ferește, ai fost ocupat, n-ai avut timp. Băi, dar măcar taci din gură. Dacă era de datoria ta, de obligația ta, să citești proiectul, să ceri informații, să te clarifici până la ședință. Pentru că la ședință nu facem simpozioane. Poate se sizează ceva. La ședință nu facem simpozioane. Dacă ai o problemă concretă, dar acum s-a schimbat regulamentul, legea, un amendament se depune cu o zi înainte. Trebuie să-l depui scris, nu prin timpul ședinței, îți vine ție așa și fac regulament. Ai un amendament, se depune la Consiliul Local, se înștiințează Consiliul Local, se distribuie la toți colegii consilieri și se votează. Da. De fel sau altul. Dar încercăm să aducem cât mai multă claritate și mai sunt o altă categorie, un domn simpatic care vine acum la toate ședințele Consiliului Local. E vorba de domnul Andrei de la SOS. Ah, da. Necșulescu. Da, și spune, eu în calitatea mea de cetățean, dar îi spune Andrei, în primul rând ai fost la noi la PNL, am fost colegi. Da. Tu nu ești în calitate de cetățean, ești în calitate de candidat. Păi aici nu facem campanie electorală. Da, ai drept să spui și culmea că are și el niște idei care îți pot... Eu din totdeauna să știți că chiar după alegerile care se terminau locale, am cules câte 2, 3, 5 idei de la contracandidați, la cei care, au și idei bune. Nu se poate spune că, eu știu, absolutul și perfecțiunea sunt la PNL și ceilalți nu au. Da, și el mai vine cu niște idei bune și eu spun, Andrei, mai un pic, eu acum mai spun cu tot respectul primar nostru, este el, dar e posibil să intri în consiliul local, pentru că ai să fii consilier local și ai să ai toate șansele să ai drept la acțiune, să ai drept la inițiativă și atunci zicem că ai să fii în teren, numai în tribună, că în tribună e mai simplu de făcut comentarii. Odată într-o ședință, nu mai țin minte, cred că anul trecut le-ați și spus consilierilor, sau mă rog, ați discutat colegii noastre așa, că e de lucrat să cauți soluții legale într-o primărie. Da. Ați zis în anul trecut. Cred cel, că mai greu lucru. Da. Cel mai greu lucru. Da. Acum în campanie se va discuta despre dezvoltarea Sucevei, toți vor promite. Spuneți-mi că acest subiect va fi adus din nou, că Suceava nu s-a dezvoltat orizontal, că așa cum ați obținut pădurea Parc și cealaltă, se putea lua de la stațiunea de cercetare. Da.
Se putea, nu s-a vrut... Deci acolo e un subiect foarte sensibil. Eu știu că și domnul primar Coman are probleme. Aproape tabu. Moara, domnul Dziminski, da. Cu o grădiniță, cu o șură pur și simplu dărâmată. Deci e o problemă care la fel trebuie rezolvată la nivel național. Național. Trebuie, la nivel național, din păcate, aceste terenuri se pot transfera numai prin lege organică, aparținând de Parlament, e destul de greu. Deci... Este vorba de strategii la nivel național. Da, domnule, vrem cercetare agricolă. Cât teren mai trebuie să facem cercetare? Cât teren mai este folosit astăzi în partea de cercetare? Pentru că nu este normal și corect ca de pe geam la mine, la 500 de metri, să văd terenul de stațiune de cercetare agricole și primăria să nu poate face o dezvoltare. Am pierdut un proiect de 2 milioane de euro pentru o grădiniță în cartierul Opceni când am fost capabil să găsim 5 ari teren ai primăriei. Deci este o realitate și aici am mai reușit câteva... mă rog, succesuri de etapă și unul foarte important, am transferat 12 hectare de teren pentru complexul sportiv de la stațiune și n-a fost simplu și vreau să vă spun că... Și blocurile ANL în zonă? Ajungem și acolo. Ah, da. Deci discutăm de 12 hectare de teren exact. De la stațiune, suprafața cea mai mare, bloc, da. Pentru complexul sportiv, acolo unde se face sala polivalentă, acolo unde se face astăzi baza sportivă tip 1, acolo unde va fi făcut Acaparcul Sucevei. Deci complexul sportiv, 12 hectare, am umblat ani și ani de zile. Cu ce argument i-ați le urmă? Știu că sunt încăpățânați. Mă amuz așa cu ce argumente. Unora le e frică să semneze ca să nu... Ce argumente? Da, în primul rând, domnul președinte Haiduc, care era președinte Academiei de Științe Agricole, am fost la el cu doamna deputată Sandra Maria Ardeleanu, care era... președinta Comisiei de Educație din Camera Deputaților, dacă mă aduc bine aminte, în perioada 2008-2012. Și am fost la el, avem o relație, iarăși spun eu, zic că am lăsat loc de bună ziua în Suceava, o relație foarte bună de colaborare instituțională cu președintele de la, mă rog, Academie, filiala Suceava, de la domnul Bodea. Domnul Bodea. Ei, domnul președinte Haiduc a pus mâna pe telefon și l-a întrebat pe domnul, domnule, cum colaborez cu primarul? Da, era perioada aceea de început, prin mandate, când, mă rog, noi eram Uniunea Europeană, nu erau lucruri chiar atât de stricte, mai puteam să-mi permit să pun două pietre de asfalt prin curtea stațiunii de cercetare agricole. El se... încălzea cu energie termică din sistemul centralizat, da, și alte, mă rog, lucruri pe care noi am avut o colaborare bună cu domnul Bodea. Și acest lucru l-a apreciat foarte mult de domnul președinte Haiduc, care, mă rog, mi-a spus, domnul primar, vă dăm aceste 12 hectare cu o singură rugăminte să sprijiniți pe directorul de la stațiune, pe domnul Bodea, să gestioneze corespunzător banca de date, de genii pe care noi avem, care avem, se comoară, este o comoară de altfel. Da, așa e. Și zic, domnul președinte, dar noi asigurăm căldura acolo, din sistemul centralizat. Întrebați-l pe domnul Bodea, se poate menține cele temperaturi constante. Da. Avem foarte multă grijă de acest aspect. S-au făcut și niște rezerve pe, mă rog, rețeaua de alimentare, în cazul în care este o avare, să putem imediat înlocui, să nu fie perturbată activitatea la... Și cu acest lucru l-am convins pe domnul președinte la vremea respectivă, academicianul Haiduc, să ne dea acest teren. La fel am mai dus 3 hectare de teren la cimitir la Ițcani și s-a atât de necăjit pentru că l-am dat la cimitirul la Ițcani acest teren, la toate unitățile de cult, toate le folosesc, mai puțin biserica ortodoxă. Pentru că nu este corect și nu este normal, noi am făcut un lucru bun. L-am dat în folosință gratuită la parohii și atunci ele stabilesc sumele pentru un loc de veci, mormântare. Nu mi s-a părut corect să gestioneze primăria acest cimitir, să fie nevoiți oameni la Ițcani să caute pe primar când au o mormântare sau vor un loc de veci. Noi l-am dat la biserică, toate celelalte unități de cult și îngroapă, mă rog, persoane decedate, morții, acolo în nou cimitir la Ițcani, mai puțin biserica ortodoxă, care, mă rog, niște lucruri pe care nu le înțeleg, nu se înțeleg așa cum ar trebui cei doi preoți acolo și, din păcate, cimitirul pentru biserica ortodoxă nu este funcțional, deci am făcut niște eforturi deosebite ca să aduc aceste 3 hectare de teren. Dacă discutăm la fel la alte 3 hectare de teren, am adus pentru blocurile ANL. Da, și aici în Burdujeni.
La fel, dacă discutăm de aducere, deci niciodată nu am cumpărat niciun element de patrimoniu la primărie și nici n-am vândut. Da. Dar am transferat cu titlu gratuit. Da, alt exemplu care vă pot da, a adus titlu gratuit, am adus 7 hectare de teren cu iazurile aferente la zona de agrement Tăraș. Da. Și acolo trebuie să fiu corect, să-i mulțumesc actualului președinte al Consiliului Județean Bihor, domnul Bolojan, Ilie Bolojan, care era secretarul general al guvernului. Da. Și a avut, el gestionau și aceste, mă rog, bunuri și mi-a transferat la primărie, am spus, 7 hectare teren, acolo noi aveam în zona de agrement Tătăraș. La fel, dacă discutăm de elemente de patrimoniu pe care le-am adus la primărie, toate cele 3 cinematografii. Da. Sunt aduse azi la primărie și iată că unul are o destinație foarte bună pentru centrul municipal cultural în centrul orașului, acolo unde este și Teatrul Matei Vișniec, pe lângă clădirea frumoasă care spun eu că am făcut acolo și trebuie să dăm cezarul cei al cezarului, domnul arhitect Gorcea, care a proiectat acest cinematograf și arată destul de bine. Da. Și la fel, cinematograful Arta de la Iscariu este un centru multifuncțional. Funcțional, da. La fel, din punct de vedere arhitectural, este opera domnului arhitect Gorcea, vreau să-i mulțumesc, care arată foarte bine. Și la fel, cinematograful din Burdujeni, acolo unde este un sediu al primăriei municipiului Suceava. Deci, iată, alte 3 elemente importante de patrimoniu aduse la primărie. Așa cum am spus, n-am vândut și n-am cumpărat elemente de patrimoniu, dar gratuit am adus mai multe elemente de patrimoniu și vreau să vă spun că nu a fost simplu. Mi-aduc aminte, la cinematograful modern s-a dat o hotărâre de guvern. Am mers 3 ani zile la București pe tema asta, că se schimba șeful la guvern, la cinematografie, directorul general, secretarul de stat. Da, că a fost o veselie așa. O luam la început. Numai bine că s-a dat hotărârea de guvern și a fost atacată în instanță de sindicatul de la cinematografie și a fost anulată. Da. Și a trebuit să o luăm de la început. Alte hotărâri de guvern și alte drumuri la București, dar în cele de urmă sunt bucuros pentru că avem acest centru cultural și dacă îmi dați voie să concluzionez în ceea ce privește infrastructura pentru cultură în orașul nostru, este rezolvată azi. Se rotunjește din ce mai... E rezolvată. Eu spun că avem 2 clădiri cu destinație culturală 100%, Teatrul Matei Vișnec, clădirea de la Iscani, centru multifuncțional. Da, da, asta mai durează un an de zile. Va fi clar și azi are destinație pentru activități culturale. Și, în ultimul rând, Centrul Tradițiilor Populare, care la fel este destul de important. Iată că infrastructura de cultură o avem rezolvată. Mai avem o restanță și sper să-i ajutăm și să-i reabilităm. Acum reabilităm blocul în care se află Uniunea Artiștilor Plastici cu atelierii care le au acolo. Da, ați fost, le-ați făcut și o vizite. Da, vis-a-vis de Teatrul Matei Vișniec. Și acest ultim proiect pe care îl avem și care s-a votat în Consiliul Local și este începutul de drum, Orchestra Simfonică Suceava. Da. La Orchestra Simfonică, iată, avem teatru, da, la fel, chiar dacă nu este la municipalități, avem fanfara primării municipiului Suceava, care, mă rog, participă la toate evenimentele, ceremoniile oficiale, da. Dar și la spectacole oferite sucevenilor, spectacole fanfara apreciate de parte din suceveni. Da. La fel, finanțăm ansamblu Arcano de la Universitate. Da, iată, acum venim și cu acest proiect Orchestra Simfonică Suceava. Deci, din acest punct de vedere, activitatea culturală în Suceava, eu zic că este pe un drum bun. Și unde avem o restanță? Avem o restanță la partea de infrastructură pentru sport, dar iată că și acolo v-am vorbit de complexul sportiv care prinde contur și dați-mi voie să vă spun că se vede o luminiță la capătul tunelului, așa cum am prezentat și într-un clip video la început săptămânii, prinde contur sala polivalentă, se lucrează destul de bine acolo, să nu uităm că va fi cea mai mare sală polivalentă din Moldova, de 5.000 de locuri. E sigur că are ca destinație, în primul rând, meciurile de handbal, pentru că la comisia interministerială la care am participat și am susținut proiectul, cu acest motiv am mers, o facem pentru performanță în handbal, pentru că avem și centru de excelență la Suceava în handbalul masculin, avem echipe de copii, de juniori care domină campionatul național. Deci iată că această infrastructură de sport încet încet vine din urmă, am spus, baza sportivă Aqua Parcul,
ca să nu spunem chiar și pentru activitatea sportivă, da, multe săli de sport pe care le-am făcut, sala de sport de la școala generală numărul 11 din Burdujeni, sala de sport ultramodernă, pentru că e făcută pe tiparul primăriei, nu al CNI-ului, și este multietajată, deci are demisol, parter și etajul 1. La fel, discutăm de sala de sport de la școala gimnazială numărul 9 din cartierul Opcini, discutăm de sala de sport de la Colegiul Național Ștefan cel Mare, discutăm, de ce nu, complexul sportiv, pentru că este un complex sportiv în care avem terenul de sport, avem făcută aulă, avem de la liceul sportiv. Deci iată că și la fel acum avem încă două săli. Una pe fonduri proprii, care o să facem sală de sport la școala gimnazială numărul 4 din cartierul George Enescu, este la partea de proiectare, și la fel pe fonduri europene, sală de sport la școala generală numărul 8 din cartierul George Enescu. Deci iată că m-am ocupat și acest lucru, m-a preocupat și acest lucru, infrastructura pentru sport, da, terenul de sport modernizate. Doar două anul trecut la Colegiul Industrial Tehnic Alimentar din cartierul Zamca și la fel la Colegiul de Art Ciprian Porumbescu, două terenuri de sport moderne. Deci n-am neglijat această latură de infrastructură sportivă școlară, în mod special, care se poate crea performanță în domeniul sportiv și școlar deopotrivă. Da, luăm ultima pauză de publicitate, revenim.